Inspectoratul de Poliție Județean Constanța s-a îmbogățit din punct de vedere al personalului. Din această săptămână, 29 de absolvenți ai școlilor de agenți de poliție din Câmpina și Cluj-Napoca vor fi repartizați în structurile operative la secțiile de poliție, din cadrul Poliției Municipiului Constanța, dar și la serviciul rutier. Tinerii agenți vor desfășura activități atât de ordine publică, cât și pe linie rutieră. Totodată, Secția Regională de Poliție Transportul Constanța a primit 6 absolvenți de la cele două școli de poliție. Aceștia au fost primiți de colectivul de conducere al inspectoratului, care le-a urat satisfacții profesionale în meseria pe care și-au ales-o.